Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliu cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon, iată-ne împreună în studioul Capital TV. Astăzi am o emisiune interesantă, o emisiune pe care, de fapt, eu mi-o doream de mult. Am ca invitat o persoană și, în același timp, un personaj. Se numește Mircea Ioan Moloț. Actualmente președinte al de Hunedoara. Bună ziua, domnule Moloț, bun venit în studioul Capital. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Chiar mă simt bine. Pentru început. Pentru început. Vom vedea la final. Da, tema emisiunii este, domnule Moloț, cu cărțile pe față. Cu cărțile pe față pentru că noi asta a fost la multe emisiuni TV. Dar eu vă propun o altfel de emisiune astăzi. Una în care să nu fiți menajat și una în care să fiți cât se poate de sincer. Se poate? Aș face o corectură. Cred că încercați. La cele multiple emisiuni la care am fost, nu m-a menajat nimeni. Nu am impus niciodată o regulă. La întrebările care mi-au fost puse, la care am știut, am răspuns, la care nu spun simplu. Sincer, am fost o viață întreagă și nu cred că aș putea fi altfel pentru o oră. Cât e emisiunea de 45 de minute să mă schimb, mai ales la vârsta care... Dar poate că la acel moment nu vi s-au pus întrebările care trebuiau. Și atunci mă rog, asta nu e vina mea. Nu e vina noastră. Și atunci mi-am propus să vi le pun eu astăzi. Mă rog. Actualmente sunteți președinte ALDE. Da. Și vicepreședinte la nivel național. Asta e o mândrie? Da. De ce? Fiindcă sunt puțini care acced în asemenea funcții. Atunci să zicem felicitări, nu? Mulțumesc. Bun, domnule președinte, ați fost președinte al Consiliului Județean Hunedoara timp de 11 ani. Nu știu dacă sunteți cel mai longeviv. A mai fost cineva atâta vreme? Nu. Nu a mai fost. Deci deocamdată și cel mai longeviv. Cel mai longeviv în trei mandate câștigate. De președinte. Da. Parcă atunci când ați fost ales ca și președinte al Consiliului Județean, nu era votul uninominal. În primul mandat, și a fost singur din cele trei mandate, am fost ales de către consilieri. Următoarele mandate am fost ales pe persoană fizică. Deci uninominal. Uninominal. Bun. Și am câștigat prima dată în 2008 la o diferență de vreo 18-19 mii de voturi de al doilea și să nu uităm că erau trei partide puternice, era PNL-ul, PSD-ul și PD-ul la acea vreme. Iar în 2012 am câștigat mai lejer 20 de mii de voturi, dar într-adevăr atunci era alianța USL, deci era PNL-ul cu PSD-ul în alianță. Din ceea ce știu eu sau din ceea ce am auzit eu și o să vă rog să mă corectați dacă greșesc cu ceva sau cu dacă siguranță nu voi face dacă e nevoie. Sau nu sunteți de acord cu ceva. Că spuneați că suntem sinceri, nu? Normal. Corect. Aveți libertatea în fotoliu cu Ghimbi pentru că e o emisiune deschisă să intrăm inclusiv în polemici, să nu fiți de acord cu ceea ce spun eu sau să îmi corectați întrebarea sau afirmația. Sunt valabile și una și altă. Se spune că Moloț, la vremea când era președintele Consiliului Județean, era mâna de fier a județului. Nu mișca nimic în județ fără să știți dumneavoastră sau fără să treacă pe la dumneavoastră. Așa este? Parțial. Era momentul de fier când era vorba de abordarea unor subiecte și a unor proiecte care trebuiau implementate. Întotdeauna n-am făcut-o singur, îmi adunam șefii de servicii care conlucrau în acest proiect și le aflam părerea lor. După care... Da, țineați cont de ea? Normal. Domnul Simeon, eu o spun și am spus-o mereu. Eu n-am fost președintele Consiliului Județean, că sunt cel mai deștept om din județul Hunedoara. Așa. Dar nu sunt nici atât de prost încât atunci când am o discuție cu dumneavoastră pe această temă, părerile mele sunt unele, ale dumneavoastră altele, după o analiză constat
că de fapt dumneavoastră aveți dreptate și o îmbrățișez cu mare drag. Aha, ok. Da? Deci s-au întâmplat și astfel de cazuri. S-au întâmplat și altfel de cazuri, s-au întâmplat când am avut proiecte de hotărâri de Consiliu și întotdeauna mă întâlneam cu consilierii care făceam majoritatea, indiferent că erau de la PD sau de la PSD. Da? O să revin așa și la chestia. Jocurile politice. Sunt jocurile politice. Și ne întâlneam și le discutam. Și nu de puține ori, fiindcă au fost mulți, 11 ani, totuși e un record deocamdată în județul Hunedoara, erau discuții pe un anumit proiect și am spus, ok, nu suntem lămuriți, îl scoatem afară. Proiect lansat de mine și lucrat de serviciu. Bun. Bun, spuneam că sunt până la un anumit punct. Dintr-un, mai departe, s-au folosit foarte mult toate instituțiile sau marea majoritate a instituțiilor de moloți. Adică. A zis moloț asta sau a făcut moloț alta. Habar n-aveam moloț, deci aflam după cine știe cât timp. Păi ăștia erau tot oamenii noastră. Păi și asta, dar asta nu înseamnă că... Eu le-am mai spus la unii dintre ei, dacă veniți să mă întrebați pe mine, e problema voastră ce faceți, răspundeți. Dacă veniți să mă întrebați pe tine, vă înlătur de acolo, stau eu, dacă pot să te înlătur, stau, iau eu și funcția aia și îți iau și salariul, fiindcă pe vremea mea salariile erau cât au acum șoferul. Da, salariile erau mai mici. Nu mai mici. Mult mai mici. 4.000 și ceva de lei. Ca președinte de Consiliul Județean. De Consiliul Județean. Bun. Deci nu asta spune deci că... e parțial color, să cum se spune, da? Eram o mână de fier când era vorba de proiecte și de termene, fiindcă eu mă urcam pe mașină și fiecare proiect mai mare care era, eu eram pe el. În fiecare luni dimineața, la ora 9, aveam o ședință operativă cu toți conducătorii de instituții din subordinea Consiliului sau servicii. La început am făcut o greșeală. I-am ascultat pe ei. Așa. Și primeam mingi de țiuiau urechile. Și nu mai știam ce să cred. După aia am zis, stați puțin, fraților, că nici eu nu sunt nedus la biserică și pe mine m-a botezat popa. Ia să fac eu următoarea chestie. Și m-am urcat pe mașină și fiecare, înainte de a discuta lunea, eu sâmbătă, duminică, eram pe investiția respectivă. Și când s-au prins că știu despre ce e vorba, au început să fie corect și să mă informeze. Deci au încercat să vă șunteze cumva. Au încercat să mă șunteze că o fi că am făcut 3 metri și nu 2 sau da, mai departe. De ce? Că nu înțeleg. Ei, nu înțelegeți. Toată lumea vrea să fie, toată lumea vrea să fie, să se pună bine în fața șefului. Și atunci toți suntem, vai, până e șef. Și păi după ce nu mai este, până după nu mai este șef, dă-l dracului. Da. Dezlugărnicie crasă, adică până la urmă una... E o chestie care o să am mulți care mă înjură, dar până la urmă de să fim ăsta, ne cam caracterizează pe noi, pe români, treaba asta. Da. Și vă place? Eu nu m-am slugărcit niciodată. Adică la dumneavoastră, cu cărțile pe față, la dumneavoastră dacă venea unul și zicea, ah, șef, dacă simțeam... două secunde să pună întrebarea, ah, șeful, era să aveți o scamă. Eu nu le permiteam să pună mâna pe mine să era mă iei după... Era să aveți o scamă, adică... Da, însă, păi stați că și scama aia, dacă era un copac, venea și te lua după cap, iar eu cum sunt detalii asta de 1,68... Da, șefuțul, sunteți mic, cel mai deștept, și venea să mă ia, nu suportam chestia asta din mai multe puncte de vedere. Da. Nici dacă o iei ca o scamă, dar pui toată mâna pe mine, nici dacă încercai să mă perii. Deci nu v-a plăcut chestiile astea. Deci nu, și nu-mi place nici acum. Și nu o fac. Eu n-am făcut-o nici cu șefii mei politici. Ați greșit în perioada în care erați președinte de Consiliul Județean numind anumite persoane la conducerea unor instituții? Ați greșit în alegerile Categoric, făcute? Categoric, da. La unele le-am reparat. În sensul că mi-am dat seama că nu este pentru instituția respectivă și l-am rugat să-și dea demisia, să plece de acolo. Dar de ce l-ați spus când l-ați spus? Pe criteriul de lipitor de afișe?
Sincer. Domnul Simeon. Oamenii cu care i-ai în jur și cu care ai lucrat, ai câștigat niște bătălii, normal că din aia trebuie să alegi, să propui, că nu-i puneai tu. Da. Îi propuneai. Dacă se puneau, se puneau, dacă nu, nu. Nu puteai să iei de pe... Dacă gardul era până aici în jurul tău, la 5 metri, să le iei din pe gardul celălalt de pe 10. Nu se poate și asta nu face nimeni. Din păcate... Nu face nimeni din păcate sau ar trebui să se uite pe urmă, să vadă ce are în gard și să se uite și peste gard? Din păcate, politica care o facem acum, cam tot se uită doar în ograda lor. Și... Fiindcă încep discuțiile în partid, ce, domnule, eu am muncit, am dus vorba dumneata, am lipit afișe. Ei, vă imaginați că cei care sunt și ajung pe funcții importante nu se duc să iei să direct să lipească afișele. Ba, și asta zici. Ei, nu. Vorba vine. Și atunci, revenim la întrebarea asta. Regretați anumite alegeri pe care le-ați făcut la un moment dat? Da, categoric, da. Categoric, da. Le regretați ca și competență sau pentru că au trădat ulterior? Chestia cu trădatul, v-am spus, e în firea noastră a românilor să trădăm. Și uitați-vă la istorie, tot timpul ne-am trădat. Istoria trădării la români e o carte interesantă. Nu asta era că trădează. Bun, dar vreau să vă întreb altceva și observ că vă place discuția. Ați fost președintele PNL Hunedoara. Da. Ați avut o grămadă de primari în jurul dumneavoastră. Da. Ați participat la tot felul de evenimente împreună cu ei. Acum sunteți la ALDE. Da. De ce la ALDE și nu la PNL? Ați avut și un necaz, ați fost acuzat, ați fost cercetat de DNA la momentul respectiv. Ăla a fost momentul acela. Mi-a și apărut astăzi, de exemplu, poze pe care... Da, mi-a apărut poze. Venind spre mașină, nefiind eu conducător auto, m-am uitat. Mi-au apărut poze cu mascații la mine la ușă sau... Asta face parte din viața mea. Este... Bun, acum, și că dacă ai fost președinte de CJ și nu ești cercetat de DNA, ai fost degeaba, nu? Da. Dar acela a fost momentul în care dumneavoastră ați fost scos din politica hunedoreană. Că dacă probabil nu se întâmpla lucrul ăla... Scos din vârful politicii. Din vârful politicii. Să știți că eu politică fac de 30 de ani și o voi face cât trăiesc. Indiferent pe ce... că sunt președinte, că sunt... simplu membru. Deci e o meserie care mi-am ales-o. Știți bine că am fost profesor. Cred că sunteți în continuare. Meseria nu voia nimeni. Asta e altceva, că diploma nu mi-o ia nimeni. Exact. Dar am funcționat ca profesor, director de școală. Cred că sunt unicat în România în momentul în care am ajuns la concluzia. Îmi făcuse în firmă 90. Ce firmă? Sigma Plus. Nu numele, ce obiect? Ei, ce obiect. Am avut un obiect unde am pierdut cei mai mulți bani prima dată. Ia, uimiți-mă, nu știu de chestia asta. Am făcut editură. Aha, deci pe editură. Partea culturală, păi, pe alea. Ce eram? Eram profesor de matematică, da. Nu? Și mi-aduc aminte că am strâns într-o seară toată floarea cea vestită, vorba aceea, profesorilor din Deva și nu numai, ca să dăm drumul la o școală. Ei, am fost cam tot cu un pas înainte de a se putea face evenimente, nu se permitea pe vremea aceea, în fine. Și atunci am zis, domnule, nu putem face școală, haideți să facem ceva util pentru copii, să scoatem și să edităm culegeri de probleme. De la chimie, teste literale, analize, culegeri de matematică. Și am investit vreo 700 de mii. În 90, enorm. Nu mai știu ce cam cu... Enorm. Fac o paritate cu banii de azi.
O să vă spun ceva cu care m-a surprins, dar după ce mi-am dat seama că de fapt eu sunt de vină când am pus asemenea întrebare. Tinerețea. Erați tânăr și nu puneați preț pe... Și am făcut culegeri de matematică, am zis că lumea acum începe să studieze, nu-i mai presat. Atunci a început de pe învățământului românesc. Le-am dus la DCA. E bun. V-ați recuperat ceva de înghețată. Și spuneam că dacă atunci profesorul Moloț ar fi investit în țigări, de exemplu, astăzi nu mai cred că candidam niciodată la funcția de președinte sau la ceva. Erați și dumneavoastră senator. Da? Dar am zis, nu, facem ceva pentru cultură, că suntem oameni de cultură, ne-am pregătit profesional pentru meseriile astea. Eram niște profesori, bun. Da. Bun, vreau să revenim un pic și mă scuzați că vă întrerup, pentru că n-aș vrea să pierd timpul. Cu siguranță astea sunt amintiri care... dumneavoastră vă spun multe lucruri. Mă duceți dumneavoastră, da, încercați să mi le... E bine. Ideea este următoarea. Vorbeam despre scoaterea dumneavoastră din vârful politicii hunedorene. Din vârful politicii hunedorene cu acțiunea mascaților, cu anchetarea DNA și așa mai departe. Care s-a terminat așa cum s-a terminat? Sunt de vorbă cu dumneavoastră. Dacă aveam ceva... de care să fiu agățat, sunt convins că astăzi nu eram cu dumneavoastră și dumneavoastră nu-mi luați interviu. Acum se vorbea la momentul ăla că au intrat mascații, v-au găsit seiful în casă, cât bani aveți în seif? Mai țineți minte? Nu, dar vă pot arăta. Ce să-mi arătați? Procesul verbal pe care l-a făcut DNA-ul când a fost la mine în casă cu banii care i-a găsit. Dar aveți al noastră? Da. Intuiam. 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 Și mai am ceva ca să nu... Vă rog. Cupoanele de pensie. Ia. Serios? Chiar la vezi al noastră? Da. Mi le puteți arăta? Cu mare drag. Ia să vedem. Deci ați intuit? Fiindcă mulți îmi spun pensie nesimțită, a găsit vagoane, metri cub de... bani. Euro de bani. Poftiți. Ia să vedem. €20.300 2870 de lire sterline. Cât erau astea? Abar n-am, nu știu, nu. Așa, $195. Hai, domnule, 195, nici măcar 200. Ce, le țineați în bagajul? Vă spun cum, de ce erau, da? Banii în casă. €2350. Deci, ați avut 200 de milioane vechi. 2870 de lire sterline, asta înseamnă încă vreo 100, ba mai mult, chiar vreo 150, nu? De milioane, 350 de milioane, $195 americani, ăștia-s bani de înghețată și 2300, vreo 400 de milioane ați avut, cred că. Corect. Total. Nu? Asta este într-adevăr, îl facem așa că e un număr de dosar. Asta este într-adevăr procesul verbal de la momentul respectiv, din data de 26, adică, a 1-a 2015. Nu știu, să fac un metru cub sau 2 metri cub de bani? 400 de milioane nas. Nu, nici 4 lei. Dar mă gândesc că i-ați putut justifica. I-au dat înapoi. Domnul Semen, eu ca președinte al Consiliului Județean... I-au dat înapoi. Nu. Eu, ca președinte al Consiliului Județean, eram reprezentantul președinților în două comisii la Bruxelles, două comisii care ne dădeau, ne plăteau. Aveam cont. Aveați remunerație? Sau... Sigur că da. Așa? Aveam cont și îmi băgau bani în cont la DEVA. Îi scoteam pe rând sau de câte ori aveam nevoie. Ce vreau vreați, da. Fiindcă erau perioade când eu plecam în delegație. Nu aveam timp atunci să... Eu tot timpul aveam. Dolarii ăștia erau la mine din 2005, când am fost în America. Deci de 10 ani. Am fost în delegație în America. Păi în 2015 pe asta și ziceți că ați fost în 2005. 2005, da? Deci aveam asta.
Alea 2000 de, aia 2000 de euro erau bani care aveam tot timpul în casă, că nu știam când plecam. Mâine, poi mâine, răspoi mâine, nu tot făceam, că așa, diurna da, care o luam era derizorie, era nu puteai mică, să da, trăiești din ea. Iar lirele tocmai fusesem în Anglia, la Londra, de-am semnat un împrumut de la Baird, câteva milioane de euro, ca să implementăm proiectul de apă. Am atras vreo 180 de milioane de euro, să apă și canal în tot județul și ca să nu îngreunez primăriile care trebuia să dea cotă aparte. Un an de zile am negociat cu firma respectivă, cu Baird, cu banca, da, pardon, da, și am spus, dacă nu puneți, vreau să pun gaj bugetul Consiliului Județean. Și a spus nu. Bugetul APA PROD. A, de ce ei vreau să puneți gaj bugetul Consiliului Județean? Reprezentantul băncii și bineînțeles că și APA PROD îi râdeau mustața, da, că nu scapă, pune, de... scapă el. Și a zis, nu. E un buget solid, l-ați luat la puricat, ați văzut că este, îl punem pe ăla. Un an de zile. A venit, a plecat, a venit, a plecat. La un moment dat a spus, renunț, și la 180 de milioane și la 6 milioane jumate. Nu, dar eu gaj bugetul cu Consiliului Județean. Da? Ca să mă anunțe, după aceea secretara și reprezentanta care era aici, că să mă duc la Londra să semnez. Și am fost la Londra împreună cu Victor Arion, directorul de la APA PROD, și cu Marius Urgent, care pe vremea aceea era reprezentantul primăriei municipiului Deva, având calitatea de viceprimar. Da. Este foarte interesant. Eu când mergeam în străinătate, nu stricam banii pe orice. Cu permisiunea dumneavoastră din regie, sunt rugat ceva, doar partea. Păi am văzut cu... că mi l-ați luat și după aceea mi-ați cerut permisiunea. Da, doar... Păi mă gândesc că mi-o acordați. Nu știu. Se poate sau nu? Da. Doar partea cu... cu banii. Bun, și pensie cât aveți, domnul Murat? Sunt pensionat. Hai, chiar sunt curios. Ce pensie ai simțit? Sunt pensionat din martie 2015. N-am găsit-o pe cea din martie 2015, dar vă dau talonul din septembrie 2015 și vă rog să-l citiți dumneavoastră. $1836 de lei? Dar spuneți tare, de ce vă rușine? Nu, mă mir. 1836 de lei în 2015. După 42 de ani de serviciu. Se poate să doar partea de sus fără... Vi le las, că toate exemplarele le-am... Nu, aș vrea să fie în timp real, dacă se poate. Deci doar partea de sus o să o trimit. Așa, deci asta este din 2015. Și eram întrebat cum eu... 1836 de lei după ce a fost președinte al Consiliului Județean și... Deci am fost... 3 mandate de Consiliul Județean, un mandat de viceprimar la Deva, 10 ani rector, stați că vă dau pe cea nesimțită care o am acum. Că am 5 cupoane, da? Deci 6 în total, și le-am adus ca să vedeți evoluția, că am fost întrebat, cum stai tu în alianță, tu liberal, în alianță cu PSD-ul, tu de la ALDE? Și ca mine toți au. Dacă le urmăriți, veți vedea că sistematic mi s-a mărit pensia, nu numai mie, a toți, de la 1836 ajungând la, în final,
3036 este pensia, talonul din luna a 7-a 2020. 2020. Deci ați mers în 2016 cu 1932, în 2017 2033, în, pe urmă, 2240, 2422, 2666, ia uite ce număr, 2666 și în 20 iulie, ultima pensie probabilă pe care ați încasat-o, 3036 de lei. Îmi permiteți? Vă rog! Asta cred că o să o facem mai așa pentru regie, ca să vadă doar colțurile de sus ale lor. Nu am mai făcut niciodată chestia asta într-o emisiune, e premieră. Să facem așa, să nu se vadă CNP. Eu cred că o să facem două fotografii pe care o să le trimitem. Vedeți, sunt convins că cei, sau mulți dintre cei care ne privesc acum, sunt convins că noi doi ne-am înțeles asupra subiectului. Dacă ne înțelegeam, vă spun eu ce făceam. Luam asta și le pozam de dinainte. Am ajuns să umblu cu chestia asta în geantă și cu încă o chestie de la securitate, că nu am făcut poliție politică. Cu toate că am avut nume dat de ei, dar poliție politică n-am făcut. Și de asta n-am mai adus-o că... Bun, deci dacă ne înțelegeam, era clar că aveam pregătite astea sub altă formă, nu mai trebuia să le fac eu fotografie, să le trimit în regie. Luăm câteva momente, regia s-au dat pozele cu cupoanele. Cum? O parte. Ok, aia cu 3.000 de lei, care e ultima, se poate? Să o vedem înainte de a lua publicitate? Încă nu? O vedem după publicitate? Ok, luăm câteva momente de publicitate și revenim. Rămâneți cu noi!